A schimbat interioară, m-a lăsat tu scumpă. Salut, sunt Andy și astăzi facem un vlog din Texas cu Nathan. Cu ce mașină facem vlog? Mercedes 2008 E6.3 AMG. AMG, da. Are 507 cai. 507 cai are și M6. Și din 5 litri i-au scos 507 cai. Mașina asta se numește 6.3 AMG, dar are motor de 6.2. Exact, 6.2. Și de ce ți-ai ales mașina asta? Mi-a plăcut cum arată, mi-a plăcut de lux. You know? Agresiv. Parcă vorbește așa ca TJ Miles, știi? Da. Știi că am zis că așa face. Exact, exact. I mean, nu știam că seamănă așa de mult cu el, știi? Da? De unde știi pe TJ Miles? Păi de la tine, din vlog. Introducing TJ Miles to the American people. Da, mi-a plăcut așa cum arată, agresiv. Și câți cai are, știi cum? Și că e german, făcut în Germania, da, it's a German. Da. Bine, mașinile, înțelegi, sunt mai apreciate aici în America. Da, aici în America, aici în America dacă te vede unul că conduci un Mercedes, spune că, bă, dar asta e super bogat. Deci nu mă consider un om bogat. Ce modificări ai făcut? Bara din față, $1000. Bara asta din față este total diferită de stock. Și în plus, i-am mai pus și un lip sub bara față, un carbon fiber lip, care a costat aproape cât jumătate de bara, adică $400. Eu am rămas surprins când mi-ai spus că în România, dacă nu ai număr pe față, la mașină îți dă amendă poliția. Eu de 3 ani umblu aici în Texas fără număr pe față și nimeni nu m-a oprit. Deci măcar să-mi zică, bă, vezi că ai număr pe față la mașină. Cum ai ajuns tu în Texas? Eu am ajuns în Texas cu ajutorul familiei. Am vizitat San Antonio, mi-a plăcut și m-am mutat aici. Și cu ce te ocupi? Sunt șofer. Șofer de tir. Dar asta este o diferență mare între truck driver și car hauler. Adică una e șofer de tir, alta e să cari tiruri cu câte 8-9 mașini, chiar și 10. Totuși, care e diferența între un tir normal și un tir cu mașini? E diferit în sensul că eu ajung la locație, trebuie să car mașinile, să le securizez, să make sure că am the height. Care se pune aici, adică. Exact. Aici ai 15x4, vezi? Da? Mi-a spus semnul, destul de mare, vezi? Nu se vede că e așa mare. Da. De la distanță. Dar și trenul aici. Da, și trenul. Asta e pod ok. Deci e low. I mean, dacă ai un regular truck, non-car hauler, your height is 36, standard. Ești ok. Când mă duc cu trocuri, că noi aici am Texas, we're hauling... Cu ce? Cu trocuri? Da, cu pick-up trocuri. Pick-up truck-uri, da. Truck-uri. Deci, nu ți-a sunt droguri. Da. Am schimbat volanul, i-am pus Alcantara pe volan pentru că nu-mi transpiră mâinile. Dacă îmi transpira mâinile, se făcea imediat de la transpirația volanul. Și mașina are Alcantara pe plafon și în scaune. Deci zice că ai pus numele la rafinăria asta aici? Da, deci partea asta aici în dreapta era plină de mașini. Și acum de ce? Deci mă, tunul ăla merge, vezi? Da, am văzut, dar de ce nu mai sunt oameni? Deci, sunt curios, nu știu de ce. Deci, de câțiva ani e Valero. Se cheamă rafinăria, nu știu, e ciudat. Nu mai e petrol în Texas. De când a venit fratele nostru Biden, știi? Da? Nu știu ce face. E cu electricele, că e democrată. Da. Deci, în auto din action a fost lovită. Bara din față era... Deci nu a fost așa rău lovită, a fost mai mult lovită undercarriage, așa se cheamă. Aha, pe sub. Pe sub, da. Deci nu a fost lovită rău și am zis, bă, da, deci nu a fost bani să zici, bă, să zici $50, știi? Și cât a fost mașina? Tot cu taxi, cu plătită, clar, 7600. $7000? Da. Pomană? Da. Pomană, chiar ieftin. 90.000 de mai ale. 90.000 de mile, adică vreo 150.000 de kilometri. Da. Când ai cumpărat-o? Acum 3 ani. Am cumpărat-o, I took my time, deci n-am fixat-o right away. Da. Eu vezi că în timpul lucrului nu prea am timp, so, așa un weekend mai lucram aia când aveam timp. Și cât a costat? De 7.000 mașina și cât a costat? Am băgat în ea încă 8-9.000. Mamă, așa mult? The diffuser in the back. Da. Arată bine, da. Carbon fiber diffuser. Arată foarte bine diffuserul ăla. Mi-a plăcut. Deci piesa a costat $800. Da, merită. Piesa aia. Dar îi schimbă aspect. Exact. Ce este mișto aici în Texas este că mașina asta, deși are 13 ani, totuși are garanție la unele piese. Și, de exemplu, pompele de benzină, care sunt foarte scumpe, le-am primit gratis de la Mercedes. Am băgat și benzină. Benzina este 4 lei pe litru. În România cred că e vreo 7 lei.
ce aproape dublu, știi, diferență mare. Mi se pare că e scumpă aici. Și ce preț are un tir cu care poți să cari mașini din astea? Unul nou poate să coste și 300.000, dar la mâna a doua costă cam 160-180.000 de dolari. Am înțeles. Și totuși, ce nu-ți place la mașină? Este care nu-mi place consumul. Cât consum? 13, da. 13-14 mile pe galon. Și tu ai luat-o în 2018 cu 7.000. Da. Bine, am încercat un pic. Da. Ce mie la mașina asta? The Sound. The Sound V8. Deci mie îmi plac și mașinile electrice, dar da, parcă când auzi cum zoie, cum urlă, când local se duce, parcă e altfel. Da, mă vorbești destul de mult în engleză. Păi sunt anumite cuvinte care îți vin mai ușor. Da, exact, exact. Și parcă trebuie să te chinui să vorbești. Exact, exact. Mă gândesc bă la cuvântul la română și parcă natural. Deci nu-mi vine și poți zic că e în engleză, știi? Da. Și poate unul care zice, bă, uite-l ăsta ce figurant ești, sau... Se face că a uitat limba română. Da, 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 da. Deci eu țin la limba mea, la țara mea, adică chiar dacă sunt cetățean american, în casă la noi, noi vorbim românește cu copii, adică încerc să țin cât de mult, știi, la valorile. Am fost în Spania, am întâlnit cu niște prieteni, am fost la New York, am întâlnit cu niște prieteni, acum în Texas cu niște prieteni. Da. Urmează să mă duc în Las Vegas, acolo nu știu dacă o să mă duc cu prietenii din Las Vegas. Am prieteni peste tot spirit. Da. După aia mă duc în San Francisco și după aia zbor 2 săptămâni în Bora Bora. Hai să fac și eu vacanță de o lună, știi? Aici în America se muncește foarte mult, adică oamenii România poate nu înțeleg, știi? Nu, aici americanii chiar muncesc, frate, nu ca la... Aici muncesc la greu. Eu am întâlnit oameni din Texas care deci nu plecat din Texas. Deci niciodată. Da? Bine, sunt și oameni care nu au ieșit din România, știi? Da, da. Texasul e cât România de mare. Da, e super, super. Deci e cam stricăcioasă așa. Ultim. Dacă apăs pe ăsta se oprește motorul? Da. N-am încercat. Încercăm? Ia, nu se întâmplă nimic. Vezi? Da. Deci din 2008 să aibă atâtea multe opțiuni, da. E ok, deci e super. The package, deci e super. Și full option. Da, da. Full fără piele. Da, exact. Full și cu piele. Și cu piele, oricum, da. Oricum e mișto pielea, arată spate, îmi place. Da. Deci mașina a fost îngrijită. It's a fun car to drive, știi? Ia, nu e așa o talpă. E la bun? Da. Gata, se plinea șerif. Am pus o poză cu mașina pe Instagram, adică vezi cu vlogs. Ce taxe plătești în America? E post de asigurare. Deci taxele nu sunt mari. În fiecare an plătesc undeva la $80. Eu la Lambo plătesc 100, cam $2500. Dar bonificație 10%, deci 2500 minus 10%, plătesc $2200 impozitul. Fiecare an. Oh, wow. Plus 6.000 revizie anual. 6.000? Atâta e la Lambo, da. What? Aici, când cumperi mașina, te costă taxele. Da. În România nu te costă taxele. Exact. Nu costă, știi? Ultimul e clasa adevărat. Nu știu dacă e ultimul, dar e mișto că nu are turbină. Da, e aspirat. Da, e aspirat. Și poți să-i pui turbină dacă vrei și îl faci și mai rachetă. Ce taxe se plătesc la mașina America? Plătești taxă din cât costă mașina când o cumperi. Da, exact. Dar nu mai plătești impozit. Exact. Exact. Plătești numai deci o dată pe an o taxă de minim. De ce este numărul murdar? Nu este numărul murdar pe spate, este o folie pe care ai pus-o tu pe număr. Carbon fiber frame folie, știi, mai dark. Care e faza cu motoarele astea old de la Mercedes? Faza e că n-au turbină și răspund mult mai rapid. Da. Ai un răspuns în pedală mult mai rapid. Asta e treaba. Te-ai gândit să schimbi culoarea? M-am gândit, da. Să îi faci un rap. M-am gândit să fac un rap, dar nu rap. Acum, there's a new technology. E ca un fel de paint, dar nu-i paint. Uh-huh. It's like a spray on. Și după acum o cureți? Basically... O jupoi. O jupoi, știi? Uh-huh. Care este viteza maximă pe care ai prins-o? Deci te poți să aresteze dacă mergi prea tare. Deci dacă mergi peste 100 de mile, deja te pot aresta. Adică pe 160 km pe oră te arestează? Da. Deci nici nu te mai întreabă, bă, ce dai, bă, te-ai luat, și spune. Te-am prins cu peste 100, numai dacă dai de un polițist mai... Dar dacă nu are radarul, poate, dacă nu are radarul la el, poate să te aresteze?
Nu știu. Nu cred. Că n-are dovadă. Da, trebuie să aibă dovadă. Simți diferența de confort între un AMG și un E de serie? Eu nu simt. Mie mi se pare la fel. Pentru că are suspensie pe aer, da, nu mi se pare așa. Volanul m-a costat 1200. Mamă, a fost ceva. Volanul a venit fără airbag. Deci airbag-ul numai cât l-am transferat. Cum se simte compresor versus turbo? Asta nu are compresor, deci ai un lag mai mic. Asta e pecheria, că nu trebuie să încarci turbina. Ai putere mai mică, dar este lagul mai mic și asta e mișto. Când filmez cu un E60? Apar, da, să găsesc, spunem, 5 E60 și o să fac. Cum se simte față de noul E-Clase 63 AMG? Cred că e mult mai brutal. Chiar e mai brutal pentru că nu are turbo, am mai spus de chestia asta. Da, e mai fâșneț. În cât timp prinde 100? Cred că 4 secunde, 4 secunde jumate, da, cam așa. Ce ați alege E63 AMG versus Old versus New? Eu aș alege Old pentru că e senzația mai mișto. Fiabilitatea motorului? Are, fiind vechi, are niște probleme și simte tot tic, am vorbit despre el. Da. Cum stă cu rugină? Rugină nu are, deci chiar aici în Texas, adică nu, deci nu trebuie să te îngrijorezi de rugină pentru că aici nu ninge, nu, da? Deci nu folosesc sare pe drum, știi? Cum e cu drățirea în Texas pentru acest Mercedes-Benz? E destul de bine. E destul de bine, din cauza că vremea e foarte ok și adică nu, mașina nu, dacă o speli odată pe, să zic, o dată la două săptămâni, ești ok și nu, da. Deci e foarte... Are suport de bahare? N-are. Da. N-are suport de bahare. Are aici. Ai 160 de mii ai dat? Da. Mamă, deci ai dat ceva, 230. Și nu era, deci nu era la maxim pedala. Deci era, aveai pedala. Era, mai aveam un pic. Ce mașini mai are pe lângă asta? Un SUV de familie, un CLK, tot V8, but older than this. Uite, BMW SUV. Da, asta e, it's the M. M edition. MX6. Cât ar costa să aduci unul din US în Europa? Ar fi cam 30% vama, plus încă vreo 2-3000 containerul. Întreținerea e scumpă, salută toată echipa de filmare. Toată echipa de filmare te salută. Ok, băieți, salut. Ideea e că nu există echipă de filmare pentru că eu am făcut singur vlogul ăsta. E mai brutal ca M6 le-am depus. Nu datorită cutiei, pentru că M6 are o cutie manuală, asta e o cutie exact, cu convertizor de cuplu. Acolo în Texas își poate permite omul de rând să trețină o asemenea mașină? Păi dacă câștigi 5.000 pe lună, eu zic că îți permiți să trețin o mașină asta. Depinde dacă ai familie, știi? Asta contează foarte mult. Că dacă ai familie, 5.000 pe lună, ești acolo, știi, like, automat. E greu, it's not easy, știi? Dacă ești regular person, ai un regular job, ai și familie, ai și doi copii pe lângă tine, cu 5.000 pe lună, basically, you just passing by, you know, every month. Da. You know, it's not enough. Dacă îi spui asta în România, unul, bă, fac 5 doar pe lună, zice, bă, wow, știi, ești bogat, știi, știu, faci bani, știi. Școala lui Fimiu e 7.000 de euro în România, 7.000 de euro pe an. Dar știi care e diferența? Mie, de exemplu, nu mi-a făcut școala și niciodată nu mă duceam la școală cu plăcere. Da. Fimiu se duce la școală cu plăcere. Ai văzut? Asta e. Și asta e, contează mult de tot. Păi adică, enorm. Îl văd, uneori îi pare rău că stă acasă. Da? Da, adică sunt pe bune și îmi place și învață lucruri. Adică asta înseamnă școala adevărată, da, frate. Da, da, exact. E bună mașina pentru începători? Depinde dacă ești ponderat sau nu. Dacă ești ponderat, e ok. Exact. Dacă nu, s-ar putea să mor cu ea. Deci poți să o pierzi, că se controlă foarte ușor. Știi, dacă... Da. Că și după 15 ani de când apărut mașina asta, tot arată bine. Nu este ilegal numărul așa acoperit cu folia asta? Nu. Nu e ilegal, e gen. Da. Deci, în România, fără talon imediat, clar. Ce simți atunci când faci trecerea de la un Aventador la Mercedes clasa E? Băi, o mașină, să știi, foarte mișto. Nu e atât de mare diferența pe cum crezi, pentru că sunt ambele motoare aspirate. Ăsta are 6.2, Aventadorul are 6.5. Ăsta este V8, se aude mișto, celălalt este V12. Interiorul, să zicem că e mai mișto la Aventador, că e mai nou, e 2018. Compară, da, și prețul e de nu știu doar mai mare, exact, la... Dar da, oricum, asta e o mașină super, super mișto. Adică, dar și sunetul la Aventador nu se compară cu V12. Depinde, să știi, și V8 e mișto. Da. Care sunt mai brutale, anghelele din prezent sau cele din trecut, precum este acesta? Bineînțeles că nimic e mai brutal ca M6. Băi, deci ideea e, care e ideea? Ăstea noi trebuie să le turezi foarte tare ca să fie turbina încărcată, ca să poată să fugă direct, ca să ai răspunsul rapid, ai călcat-o, s-a dus. Da. Dacă nu, în foarte multe vloguri de ale mele am explicat, calci pedala la fund, aștepți să se încarce turbina și după aia mașina pleacă. Okay, da. Asta e diferența mare, știi? Adică efectiv asta simți tu când conduci mașina. Normal că poate să te deranjeze sau poate să nu te deranjeze chestia asta. Depinde de persoană. Da. Păi, deci am zis, mașina a fost 7.000, am mai băgat o mică să o repare.
deci 15.000 mașină și întreținerea anuală nu e scumpă pentru că tu ai impozit, exact. Benzina e ieftină, e 4 litru, rest ce se mai strică, asta e cea mai nașpa chestie, că da, se strică deci, chestia aia. Exact, da. Am schimbat un airbag, da, care, ai schimbat, da? Da, care licuia aer. Deci licuia? Da, licuia. Pierde aer. Da, pierde aer, știi. Deci, cum se dice la romena? Cum se dice la romena? Deci da, într-un sens trebuie să bagi bani în mașină. Mm-hmm. Hai să vedem cum se simte acest 6.2. O băgăm în drive și dăm plan. Îmi place volanul pentru că e Alcantara și îți dă așa o senzație că e moale totul. Ai patelele direct pe volan, ceea ce înseamnă că poți să dai o inferioară. Da. Când schimbi inferioară se simte toată mașina, că exact. Cuplează. Ia să vedem, suntem la a treia, 3.000 sături, plan. Mamă, dar se aude mișto aia, că e o mașină de... Da. Simți că... Așa, parcă știi, te... E sunetul ăla, știi, puternic, da. de AMG. E printre cel mai mișto lucru când conduci un Mercedes, știi? Felul cum se simte motorul. Exact, exact. A patra, da. Și dacă îi dau plană... A schimbat interioară, după aia s-a dus nouă. Galop. Păi, e o mașină care face plăcere să o conduc. Datorită motorului, adică asta e principala șmecherie la motorul. Că e motorul ăsta mare și când te-ai culcat, te-ai dus. Mi s-a părut că schimbă lent cutia când schimbă pe inferioară, dar trebuie să-i dai la fel. Aha. Întâia, 4.000 de ture, 2. Ai văzut? A intrat traction control. Da. Dar parcă, știi ce, m-am impresia că face un zgomot când o accelerezi, s-ar putea să fie flanșa cardanică, ai observat? N-ai simțit? Aha. N-ai simțit, nu? Ia. Deci s-ar putea să fie flanșa cardanică. Întâia. Mamă! Mamă, ce mișto a făcut. Deci ai văzut cum a făcut ciucurile? Da. Sunt da. Mamă, că e confortabilă. Super confortabilă. Mamă, și cum se aude și cum fuge. Îmi place mașina. Simt ceva, știi, când o conduc, e o emoție. Știi că în orice secundă poți o calci și te-ai dus. Exact. Asta e, vezi, aici în Texas, cum e aici pe Express, 75 de mile la oră, e spirit. Ai călcat-o? Exact. Se aude motorul mișto. Îmi place mașina. Asta e concluzia. Acesta a fost vlogul. Lăsați-ne un comentariu. Noi vom citi toate comentariile și dați-ne un follow pe Instagram. Yes. Ciao.